Cum vă numiți, vă rog, și ce problemă aveți? Noi suntem de la Cacolo, mă numesc Ion Manolea, de la întreprinderea SRL Valestasman, dintre care avem întreprinderea de 3 ani de zile și lucrăm în Cacolo, în serviciu de taximetrie. Facem la un țara noastră de Moldova. Dintre care suntem la Cahulu, la Nalogova, la primărie, inspectoratul fiscal, înregistrați. Deci totul faceți oficial? Totul oficial, da. Dintre care plătim autorizații la primărie, 350 lei de mașină, dintre care avem 12 mașini, care plătim 4.000 și 200 ceva de lei în fiecare lună. Dintre impozitii de la venit, angajați, avem 20 de șoferi angajați. Cu carnet de muncă? Plătim. Cu carnet de muncă oficial și ei angajați? Da, da, cu carnetul oficial de muncă care plătim în fiecare lunar, avem contabilă, tot cum trebuie să fie. Și care e problema? Problema că de 3 ani de zile unii am stat noi și am parcarea în centru, că aici la noi cum să vă lămuresc, nu e ca la Chișinău ca să stăi taxiul la Botanica sau să stăi, toată lumea mai mult e în centru, face cumpărături, trece prin, din piață pe lângă taxiul, care om vrea e taxi, care om nu vrea, nu e, mă rog, care cum și are nevoie. Și de acum de vreo 2-3 săptămâni de zile începe cam poliția asta de patrulare pe iugul Moldovei, începe să ba amenzi, procese verbale, ba și ea, ba și ea. Că încălcăm că stăm pe trotuar. Da, pe trotuar acolo stăm de 3 ani de zile. Primăria, terenul ia mării, dar primăria a fost la primar, primarul a spus că eu și ceva lung, că nu alung eu. Ne alungă poliția patrulare. Dar nu este semn, nu este regulamentul la 9, este punctul 7, 96, stateaua, care clar arată că nu, dacă pasvalește, are 6 metri lățime acolo și nu facem la alte, nu încurcăm la nimeni, se poate parca. Nu este semn. De ieri ne-au scos numerele la mașini. Poliția la 5 mașini au scos cum stăteau acolo la parcare, au venit, nici nu s-au prezentat nimic, au scos numerele la mașini. Șoferul mă întreabă, ce facem, domnule om? Zic, ce facem? Fără de numere nu poți să lucrezi. Și v-au amendat, nu? Nu ne-au amendat, că ne-au amendat mai înainte, au făcut, cum, 2-3 zile mai înainte, au făcut iară procese verbale, dar acum se ridică punctele astea la șoferi când face procesele astea. Deci când o să mergeți după numerele de matriculare, o să amendeze șoferii din nou? Da, o să amendeze șoferii iar. Păi, dacă e ilegal, ar trebui să încetați mai parcați mașinile pe trotuar, găsiți un alt loc de parcare autorizat sau așteptați apelul telefonic ca să veniți preluați cliențe. Deci trebuie să stați parcați pe trotuar. Dar pe noi nu stăm numai noi. Acolo stau, cum spun, trotuarul e lat. Ai 2 metri, dar are de 6-7 metri trotuarul. Și numai pe dumneavoastră? Mașină mică și are... Și numai pe dumneavoastră vă amendează. Poftim? Nu, pe toți amendează. Nu, numai pe întreprinderea noastră. Alăturile se vând mașini, stau mașini la vânzare, stau ilegale. Alăturile se vând mașini, alăturile parchează alte mașini de astea care oameni simpli vin la piață, vin în parchează, pe aceea nu-i trugăiește, nu-i le face amenzi, nu-i numere nimic, numai pe întreprinderea mea, cu scopul să deschide altă firmă în orașul Cahul și dacă se cumătre, se neamuri și aceea, au început să curăță locul pentru dej. Altă firmă tot de taxi? Poftim? Tot de taxi firma? Da, să deschide altă firmă, au dat de acum 10 autorizații cereri la primărie, să le deschidă 10 autorizații pentru taxi. Și ea ca ei n-au loc unde să pui mașinile și începe să mă mănânce pe mine, l-au mâncat pe companionul meu.
Păi 10 mașini sau 10 firme? E, 10 mașini acum se deschide altă întreprindere. Am înțeles. Cam tot atâta cât ai și matai, că ai 12. Așa am văzut la primărie că o scris cerere la 10 mașini, dar eu știu cât ar să pui încă pe urmă, nu se știe. Deci poliția ajută concurența. Da, ajută concurența în care nu s-o deschis încă legal. Cu mătrism, e nemurism. Eu lucrez de 3 ani de zile, am șoferi care acum trebuie să aibă profesional, să și învățat, care să ducă călători, să... Și acum îmi face nea probleme, că șoferii mei să mă lepede, să vadă că la mine sunt probleme întreprindere, pleacă de la mine și să plece la dânsul acolo, că lui trebuie șoferi deodată, care au șoferi și leacă de clienți pe mobile, au, și de acum știu lucru, că el de acum de vreo 2-3 luni dă anunț pe gazete și cred că nu poate să nabirească șoferi, eu mă gândesc. Am și înțeles. Cu mătrismul ăsta care cu poliția de patrulare, cu ceea care merge cu ajutorul este. Dar n-aveți un jurist, un avocat să vă judecați, să vă impuneți drepturile? Păi da, m-am apelat. La procuratură, la poliție, la avocat. Dacă faceți vreun protest, filmați neapărat. N-aveți imagini cum poliția amendează pe unii și pe alții, nu? Video, ceva, fotografii? Avem un video, o să... Ne-l dați să-l publicăm, da? Avem un video scos material, cum poliția scoate numerele, cum îmi dăm întrebări pentru ce zice, nu? Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere, o să-l difuzăm neapărat.